Pentru locuitorii municipiului Galați, ziua de astăzi are o semnificație aparte, întrucât la momentul alegerii sale ca domnitor, Alexandru Ioan Cuza era pârcălab de Galați. În ziua în care s-au împlinit 161 de ani de la istoricul moment al unirii principatelor române, Arhiepiscopia Dunării de Jos și alte instituții de cultură au organizat manifestări religioase și culturale în municipiul de la Dunăre. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi un tedeum la Biserica Vovidenia din Galați, care era locul de rugăciune al familiei Cuza și în curtea căreia este înmormântată mama domnitorului. La slujba au participat autorități locale și centrale, oameni de cultură și numeroși credincioși. De asemenea, au fost prezenți elevi de la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin, de la școlile gimnaziale numărul 25 și 26, de la Palatul Copiilor și copii de la grădinița Elena Doamna, care au susținut un program cultural artistic. Pentru ca unirea să fie un fapt real de zi cu zi, trebuie să ne rugăm Domnului pentru unirea prin credință, așa cum s-au rugat făuritorii unirii de bază, în special Alexandru Ioan I, cu mama sa, Sultana, și cu prietenul său, Costache Negri, jurând pe Evanghelie că vor lupta pentru unire, lăsându-ne testamentul în biserica lor de suflet și în același timp așezând zona Dunării de Jos, împreună cu marele episcop Melchisedec, împreună cu preoții și cu fruntașii adunărilor ad hoc, pe harta patriei unite. Pe tricolorul unirii au rămas pentru totdeauna cele trei cuvinte sacre: iubire, pace și unire. Ne-am unit și noi în rugăciune aici cu preoții, cu autoritățile municipale, județene, civile și militare și cu toți credincioșii, cu gândul de a nu uita centrul de la Mânjina, unde 2 ani de zile s-au întâlnit fruntașii pentru unire și în special a nu o uita pe eroina unirii, Cocuța de la Tecuci, fiica marului Costache Conache, care împreună cu neamul românesc ne-au lăsat români uniți, patrie binecuvântată prin credință și unitate sfântă, nu numai în cugeți și în simțiri, și unitate între noi românii. După slujba a fost săvârșită o procesiune în jurul bisericii până la mormântul mamei domnitorului, Sultana Cuza, unde a fost oficiată slujba parastasului. O zi de bucurie pentru poporul nostru, pentru că Ioan Cuza de aici a plecat, unirea de bază a plecat poate ca și deziderat și ca și idee de aici, de la Galați. Ne bucurăm că am putut fi părtași la evenimentele acestea care au clădit România de astăzi. Suntem astăzi în curtea Bisericii Vovidenia, aici unde atât Alexandru Ioan venea să se roage, cât și mama dumnealui. Avem în spate o mostră de faptul că pe aici acești oameni au lăsat o amprentă adâncă în meleagurile românești și gălățene. Să dea Dumnezeu, așa cum am spus-o de fiecare dată când a venit vorba de poporul român, ca de la an la an să ne găsească mai uniți, mai puternici și cu credință în Dumnezeu. În continuare, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost depuse coroane de flori și au fost rostite alocuțiuni. Ne-am întâlnit astăzi să ne prindem toți în Hora Unirii. Hora Unirii dintre munteni și moldoveni este prima mare sărbătoare națională a românilor și este ziua care a pus bazele statului național unitar român. Pentru mine este o bucurie ca și continuator al pârcălabului Cuza. În momentul de față eu sunt cel care vremelnic stă și ocupă scaunul lui Cuza. Este o mare onoare să particip și să cinstim memoria celui care a făcut posibilă unirea românilor într-un singur stat. E o mare onoare și o mare bucurie să fiu alături și de înalt preasfinția sa, Părintele Casian, și de autoritățile județului Galați, să sărbătorim și să ne prindem toți în unire. După momentul omagial, tineri din cadrul Ligii Studenților din Galați au desfășurat un tricolor de mari dimensiuni. La final, participanții la eveniment s-au prins în Hora Unirii.